Hei YouTube! Salutare oameni buni și bine v-am găsit pe canalul meu! Am văzut că este o modă să faci un trailer pentru canal, așa că iată-mă aici fața voastră. Să vă spun, o să trec la subiect, să vă spun cine sunt și ce-i cu mine aici. Mă numesc Andreea, locuiesc în București, sunt mămică de gemene, 1 an și 3 luni. Ideea de YouTube... M-am gândit de vreo 2-3 ani, așa mă gândesc să fac acest lucru. Mereu m-am gândit că nu am curaj, că nu am timp. Însă, în ultimele luni, m-am tot perpilit, așa m-am gândit să încep să fac chestia asta. Nu e prea târziu. Cu curajul nu stau mai bine, timpul nu, nici atât, nu e ca și cum orele curg și eu nu am ce să fac. Dar ca să îmi găsesc o preocupare și să stau bine la căpățână, ca să zic așa, am zis să-i dau drumul. Să postez despre viața de mămică și tot ce vine la pachet cu acest lucru. Și vă spun, este o aventură, mai ales cu 2 copii deodată. Deci va fi și puțin fashion. Îmi doresc să-mi documentez alături de voi drumul către o garderobă capsulă, către piese de vestimentație, piese esențiale, mai ales de când sunt mămică, este foarte important să am niște piese la care, despre care știu că merg împreună și când mă duc în șifonier, probabil că știți majoritatea ce înseamnă chestia asta, să-mi iau 2-3 piese care să meargă împreună, să nu stau să caut, să mă gândesc, aula asta nu merge, să arunc. Nu am timp, trebuie să fiu așa gata. Deci, implicit, voi vorbi și puțin despre minimalism și în ceea ce privește îmbrăcămintea și în ceea ce privește viața de zi cu zi, pentru că se leagă foarte mult. Va fi și puțin beauty, nu sunt un expert în domeniu, dar o rutină de îngrijire pot să vă arăt și eu, o rutină de machiaj, câteva produse de machiaj ce mai cumpăr eu. Păi cam asta ar fi. Dacă v-am făcut curioși și vreți să fiți la curent cu viitoarele mele videoclipuri, vă invit să dați subscribe. Și să vă spun câteva cuvinte și despre prea mulți morcovi. De unde acest nume? Unul din motivele pentru care am tot amânat lansarea canalului și, mă rog, lansarea canalului, mă bâlbui, scuze, am emoții, cred că se vede, cred că e evident, a fost că îmi trebuia un nume, mă gândeam, vreau să fie un nume, nu îmi doream neapărat să fie numele meu, îmi doream să fie un nume ușor de ținut minte, un nume haios cât de cât așa ceva, să aibă câte puțin din toate. Și într-o zi aveam pe noptieră, vreau să-l citesc fetele, mă tot uitam ce carte să le mai citesc. Și am cumpărat o carte care se numește Prea mulți morcovi și o aveam acolo în față și în momentul ăla mi-a venit ideea. Acum vreo lună, deci undeva pe la începutul lui martie, cam așa să zic. Și m-am gândit, cum ar fi dacă, cum adică prea mulți morcovi așa, cum ar fi dacă aș face, dacă ăsta ar fi numele canalului meu, prea mulți morcovi, pornind de la ideea aceasta de minimalism, pornind de la, asta mă preocupă pe mine în ultima perioadă, nu copiii, glumesc, dar face parte din viața mea, mai ales de când am devenit mămică, este foarte important ca lucrurile, tot ce este exces să plece, pentru că mă chinuie, mi obosește gândurile, trebuie să mă eliberez cumva și să eliberez și casa. Nu e groaznic de aglomerat, dar pentru că în ultimii 2 ani așa am tot cochetat cu chestia asta și am mai scăpat din lucruri, nu am mai adus în casă lucruri, n-am mai cumpărat obiecte sau haine care să fie în exces, dar tot e mult, tot avem mult. Nu mai știu unde rămâsese, adică cum am pornit la ideea asta. Și da, deci m-am gândit prea mulți morcovi. Este și haios, este și despre minimalism și sună așa, sună drăguț. Așa că i-am dat drumul. Mi-am creat cont pe YouTube, mi-am creat cont pe Instagram, mi-am creat cont pe Facebook. Acum lucrez și la o siglă și acum, astăzi, mâine o să fie gata. O să-mi pregătesc și un YouTube channel art, din aceea cum se numește, un background. Așa că asta e. Toate lucrurile sunt pregătite. Eu trebuie doar să termin acest filmuleț cu voi de prezentare, să-l postez și gata. Bine, deci încă o dată, dacă v-am făcut curioși și vreți să fiți alături de mine în această aventură și pe acest drum, dați subscribe și pe data viitoare! Pa!